Un bărbat a fost trimis în judecată pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic după ce a scos bani de pe cardul concubinei sale. Conform mesajul.ro, bărbatul a fost achitat după ce doi martori au declarat că femeia obișnuia să-i dea cardul să scoată bani de pe el. Concret, bărbatul a fost acuzat că prin cinci tranzacții a retras de pe cardul concubinei sale suma de 1857 de euro. Bărbatul trimis în judecată s-a apărat la proces susținând că la începutul anului 2018 a avut o relație de concubinaj cu partea vătămată, mutându-se împreună în apartamentul femeii. Bărbatul a arătat că pe durata relației nu au avut discuții legate de cheltuielile curente la care au contribuit ambii concubini. Inculpatul s-a mai apărat, spunând că fosta sa iubită lucra în Germania și de fiecare dată când revenea în țară, cheltuiau împreună banii câștigați de acesta. Nu a negat că a retras bani de pe cardul persoanei vătămate, însă a arătat că a avut acordul acesteia, fiindu-i indicat codul PIN. Relația celor doi a durat până în august august 2018. Banii au fost retrași pe durata relației cu persoana vătămată. Se arată în datele de la dosar. În procesul în care bărbatul a fost judecat pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni în mod fraudulos, au fost audiați și doi martori. Aceștia au depus mărturie în favoarea bărbatului, declarând că îi cunoaște pe inculpat și persoana vătămată, despre care știe că locuiau împreună. Martorul a arătat că a participat la numeroase petreceri organizate de persoana vătămată și că aceasta avea obiceiul de a achita întreaga consumație. Tribunalul Bihor l-a declarat nevinovat pe bărbat, susținând că retragerile de numerar s-au efectuat pe timpul relației de concubinaj între inculpat și persoana vătămată, ceea ce determina aprecierea că există o probabilitate ridicată ca persoana vătămată să fi consimțit la retragerile de numerar de pe cardul său, relatează mesajul.ro.